Vine executarea. De astăzi, în 1 noiembrie, începe executarea silită a persoanelor care nu și-au achitat datoriile fiscale la timp. Reprezentanții Direcției de Taxe și Impozite au anunțat că aproximativ 25.000 de severineni figurează cu datorii neachitate după al doilea termen scaden de plată. Primăria începe executarea silită a severinenilor care nu și-au plătit taxele și impozitele. Trebuie să știe că începând cu terminarea celor de-al doilea termen scadent de plată, și anume 31 octombrie 2023, se va porni executarea asilită pentru debitele restante neachitate pe anul 2023, și anume cu procesul de somare pentru 25% dintre populația, populația severinană și anume în jur de 25.000 de persoane, ceea ce va conduce la, sperăm să conducă la o încasare ce înseamnă această executare? Această executare se va porni conform prevederilor legale cu admiterea, întocmirea și comunicarea somației. Somație care reprezintă. Are ca și titlu de înștiințare în primă fază. Conform procedurii fiscale, executarea se poate face atât cu privire la bunurile mobile, cât și cu privire la cele imobile, în funcție de dimensiunea datoriilor, în special executorii putând pune inclusiv opriri pe veniturile cuvenite.